Bună tuturor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu! Doamne, de când tot ziceam să spun și eu lucrul ăsta! <laughs> Timpul ne cam joacă feste. Timpul, vremea de afară. Ne cam joacă feste în ultimul timp. Dar astăzi am zis să forțez un pic primăvara și să vin către voi cu un parfum pe care cu siguranță multe dintre voi îl știți, îl aveți sau l-ați avut în colecție. Un parfum perfect pentru primăvară și vară. Merge foarte bine și vara. Și să nu mai lungim, Iara de la Latafa. Astăzi vom vorbi despre Iara de la Latafa. Un parfum arabesc, Uh, dar nu genul acela de clasic arăbesc, dacă pot spune așa Nu genul acela cu tămâie, cu ud Nu, are și acesta un gram de ud, dacă aș putea spune așa Dar haide să nu mai stăm la uh, Să nu facem un intro atât de lung și să trecem direct la subiect Să-mi iau eu de aici un bloter Așa și să vedem ce avem azi. Pulverizatorul este extrem de bun. Deci nu bun, spre marea mea surprindere, pentru un parfum arăbesc, pulverizatorul e ceva Nu știu cât se vede la voi. Vai. Mm. Un parfum oriental, aromatic, oriental la modul de oriental datorită gramului acela de ud foarte slab. Deci dacă nu sunteți amatoare de ud, nu vă temeți de iara de la Latafa. Nu nu este udul acela bold, puternic in your face, cum se spune. Nu. Aici găsim note proaspete Suculente chiar, deci e un parfum gurmand, um, are note proaspete și suculente de fructe exotice, cireșe, un pic de lavandă pe acolo, dar este prin definiție, dacă se poate spune, e una la cataloga un gurmand desăvârșit. De ce spun asta? Are, are o notă cremoasă, o notă lactonică, căpșuni, fructe roșii. Este pur și simplu genul acela de parfum care te duce cu gândul la ceva mâncabil. Deci, da, parfumul ăsta clar este gurmandul acela mâncabil. Pur și simplu, atunci când îl mirosiți, simțiți un, un smoothie de căpșuni o înghețată de căpșuni, ceva de genul. Undeva, în notele de mijloc, Iasomia își face simțită prezența, dar nu vă gândiți la Iasomia aceea puternică din Alien, ca o paranteză. Este o Iasomie ce se contopește cu ud, orhidee, ceva vanilat, un parfum superb, superb. Îl văd primăvara, îl văd vara, vara fără niciun fel de problemă, chiar dacă este gurmand, vă duce în zona asta de smoothie, de căpșuni, o înghețată de căpșuni, de ce nu? Un parfum cremos, un parfum cremos, dar totodată cu note, uh, note lactonice și ți, uh, îți dă da așa un vibe tropical, nu știu de ce. Este un parfum, capacul era, da? Un parfum ușor roz, fix ca, ca ambalajul în care vine. Un parfum. Nu este un parfum uh, formal, nu este un parfum uh, cu pretenții, ca să mă exprim așa. Nu deranjează pe nimeni, dar totodată este destul de, destul de persistent pe piele. Bine, chestie cu dute vino, dacă pot spune așa. Parfumurile, în general la capitolul performanțe depind foarte mult de nivelul de hidratare al pielii de pH-ul fiecăruia dintre noi adică sunt niște mici chestii eu degeaba vin către voi și vă spun parfumul ăsta pe mine persistă 7 ore pe altcineva poate persista 4 ore deci e o chestie ușor relativă treaba cu persistența în schimb cred că toate știm Că parfumul, atunci când îl aplicăm pe haine, persistă, nu ai treabă cu el, nu necesită reaplicare, nu absolut nimic. Per total, un parfum superb. Un parfum ideal de avut în colecția voastră primăvara, vara. Este un parfum superb. Vine. Nu știu dacă v-am spus, sunt 100 de mililitri. Prețurile în ultimul timp au luat o razna și la capitolul parfumuri, că de, sunt considerate bunuri de lux. Dar eu l-am achiziționat cu 99 de lei de pe site-ul celor de la parfumat.ro și tot am căutat eu pe net că am peste tot îl găsiți la 120 de lei. Sunt unele site-uri care îl comercializează și cu 150 de lei. Și eu, nu știu, mi s-a părut un deal foarte bun să-l comand de la cei de la Parfumat, cu care am și o mică colaborare, de ce să mă feresc. Dacă v-am trezit interesul, vă las și vă linkul meu, linkul, codul meu de reducere, cel am către ei, era 10 pentru 10% discount. Și ce pot să mai spun despre acest parfum? Dacă sunteți uh, genul jucăușe, romantice, nu știu, este un parfum de avut în colecție. Este un parfum pretabil primăvara-vara, gurmand, tropical în același timp, în general, eu am o problemă cu ambalajele parfumurilor arăbești, unele mi se par că duc foarte mult în zona chicioasă, dar acesta mi se pare ok și de făcut un cadou, și de avut în colecție, și dacă vi se pare prea mult, ambalajul său, pam, pam, da, chestia asta se dă jos. Eu nu am știut, dar băiețelul meu a descoperit lucrul ăsta când a nimerit el la mami la parfumuri. Vă recomand cu drag acest parfum dacă sunteți genul gurmand ca mine, dacă sunteți în căutare de ceva cu iz tropical, în căutare de ceva cu fructe roșii, dar în același timp cu note lactonice. Pentru mine, cu toate că pe site este listat ca fiind un ușor dupe pentru Poison Girl, pentru mine acest parfum miroase ca și cum Poison Girl și Mont Blanc, dacă zic bine, ar fi avut un copil, ca să mă exprim așa. Deci ceva între Poison Girl, între uh, vanilia și dulceața din Poison Girl și notele lactonice din Mont Blanc. Da. Este un superb, un superb. Cam aceasta a fost și pentru astăzi. Dacă vă place ceea ce fac, vă rog să vă abonați, să-mi lăsați în comentarii, dacă aveți parfumul dacă l-ați testat, ce părere aveți despre el și nu în ultimul rând ce alte parfumuri cu iz tropical aveți voi. Mi-ar place să știu și să le testez. Până data viitoare vă îmbrățișez și cum spun eu mereu să mirosim frumos cu bani puțini. Vă pup!